Activat planul roșu de intervenție în județul Constanța. Un autocar, la bordul căruia se aflau 90 de persoane, cetățeni ucrainieni, s-a răsturnat în afara drumului, în localitatea Hârșova. 7 persoane au fost transportate de urgență la spital. Printre aceștia s-a aflat și o femeie însărcinată, dar și 2 minori. Din fericire, nu au existat decese și nici persoane cu răni grave. Accidentul s-a produs în zona localității Hârșova din județul Constanța. Un autocar cu numere de înmatriculare din Ucraina, care avea la bord 90 de persoane, s-a răsturnat pe marginea drumului, iar autoritățile au trimis la fața locului un număr însemnat de forțe de intervenție și autospeciale. Având în vedere numărul mare de persoane implicate în acest eveniment rutier, la nivelul județului Constanța a fost activat planul roșu de intervenție. Au fost alocate la fața locului 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 4 ambulanțe smurt, 2 autospeciale de descarcerare, 2 autospeciale de transport personal și victime multiple, precum și 6 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Constanța. În total, la fața locului au intervenit 45 de subofițeri și 2 ofițeri. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu persoane rănite grav. 7 cetățeni ucrainieni au ajuns la spital, dintre care și 2 minori. Printre victime se află și o femeie însărcinată în vârstă de 33 de ani, care a ajuns la o unitate medicală împreună cu copilul său de 12 ani. Toate persoanele care necesită îngrijiri medicale nu au afecțiuni grave. Este vorba de traumatism membru superior, escoriații sau o persoană de sex feminin, o femeie însărcinată care acuza hipotensiune. Celelalte persoane care au scăpat nevătămate nu au fost lăsate pe drum de autorități și au fost duse la primăria din localitate până când un alt autocar va veni să le ducă la destinație. Jumătate din persoanele de naționalitate ucraineană au fost transportate la primăria Hârșova, urmând ca și celelalte persoane care nu necesită îngrijiri medicale să fie de asemenea transportate în același loc, urmând a li se acorda asistență de specialitate. Unii martori susțin că accidentul s-ar fi produs în urma unei explozii a unuia dintre pneuri, însă autoritățile fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.